o chinui pe nevastă mea cu live-urile. Da, da? Iartă-mă, dar asta este un subiect. Noi ne tot contrazicem în mașină. Ea îmi spune că, văzând cum este mentalitatea de funcționar în România, mentalitățile astea încetățenite de 100 de ani, că chiar și cu Diana și cu partid și cu așa, nu avem nicio șansă să schimbăm ceva în România. Asta era opinia ta. Da. De ce? Pentru că tu nu vezi, uite-te și tu, este liber orașul. Asta înseamnă că oamenii sunt încă în vacanță. Asta înseamnă că au bani. Asta înseamnă că foarte mulți lucrează la ministere, stat, mă rog, la NAF, nu știu pe unde. Și... Da, dar asta e valabil pentru București, știi? Nu știu, este valabil tot. Da? Sunt acelea salarii, cred. Nu știu, nu cred că unul din București la NAF are mai mult decât unul din Piatra Neamț. Bine, și o să ne spună, și o să ne spună, de fapt, cei care sunt în industria, cum se spune, industria ospeției sau așa, în Horeca, că sunt stațiunile pline acum. La mare, la munte, peste tot e plin. Deci dacă munteau, n-are lumea bani, trebuie să fii la muncă, trebuie să fii la muncă. Eu de ce sunt la muncă? De ce? Eu de ce am venit azi la muncă? Așa mă întreb. Vezi? În industria ospitalității, cum sună? Deci nu ai ce să faci, nu ai cum. Să schimbi mentalitatea. Uite, eu cred că această mentalitate, protejația statului de cetățeni de rang întâi, da? Pe care o au funcționarii publici și, în general, băieții ăștia care nu lucrează. Deci azi e marți, e prima zi după 1 mai, ei și-au făcut punte peste punte, deci au luat vineri, sâmbătă, duminică, luni legale și au mai luat și marți ca să plece în Dubai. Ce în general. Fiecare punte a plecat, mă, nu știu că sunt toți. Băi, vacanța de 1 mai, da? Vacanța de 1 mai. Dar nu înțeleg de ce e vacanța de 1 mai. Bun, nu contează asta. Nu, nu asta e problema, pentru că e ziua mea de aia. Nu, alta e problema. Uite, eu pun problema așa, știi? Ne plângem, spunem că avem deficit bugetar, că n-avem bani pentru aia, n-avem bani pentru aia. Băi, dacă chestia asta era în Japonia, apărea împăratul, Akihito, apărau niște oameni, prim-ministru, ziceau, fraților, trebuie să muncim mai mult. Trebuie să ne dăm mai mult silința, să producem mai mult, să fim mai competitivi, să facem mai mulți bani. Da. La noi nu o să vezi chestia asta. La noi o să vezi, am vorbit cu FMI-ul să mai tăiem 10 fabrici, să le trimitem la fier vechi și să ne mai dea niște bani împrumut ca să plătim pensiile. La noi tot timpul ne împrumutăm. Tu vezi că este o chestie, tot timpul ne împrumutăm să susținem aia, să susținem, dar nimeni nu, concret, nu face nimic. Uite, eu sunt foarte mulți bugetari, foarte mulți. Și da, dacă să muncim mai mult, bine, muncesc mai mult de mâine, plim două foi. Asta nu una, da. Da. Pot plim trei, promit că voi face asta. Și te uiți câtă rezistență la ideea de a asigura respect cetățeanului. Ce înseamnă să asiguri respect cetățeanului? Bă, ai o sală de așteptare. Bă, nu e un scaun, nu e o bancă unde să stea omul. Te duci la ghișeu. Până îți verifică dosarul, te țin un sfert de oră în picioare acolo. Ia vaca, e la ghișeu. Jos, stă bine, mersi, pe scaun, eventual are și dalea de spate, lombare, tu stai în picioare rezemat în coate și îți mai face și observație. Nu mai stați ca la bar aici, că aici nu-i cârciumă, ce stați rezemat. Da? Sala de judecată, la fel, bănci de lemn. Băi, doare, mă, bugetul să pună. Da, la Giurgiu au capitonat băncile, da? Toate băncile sunt capitonate. Respect pentru cetățeni. Bravo, giurgiuvenilor. Zalău la fel. Bă, Zalău, frate, este în... Și câți dintre voi ați fost la Zalău? Da? E in the middle of nowhere. Da? Bă, Zalău are bănci capitonate, nene. Justiția. Îi scriu lui imbecilul ăsta de Predoiu, care culmea, că e avocat. Da? Acum 4 ani, 5 ani, nu mai știu când i-a scris. Domnul Predoiu, capitonați măcar primele două bănci care sunt pentru avocați, dacă tot le-ați pus plăcuțe la ăștia, ați coborât procurorii la nivelul sălii, ca să fie apărarea egală cu acuzarea, da? să simțim acest principiu al egalității de tratament în justiție, de ce nu ne puneți și nouă la dispoziție același confort
Da? Nu. Nu se poate, n-avem finanțe. Bun, și da, cine te împiedică să preiei propunerea mea care e bună? Că poate vreodată și tu o să revii, mă, pulete, în avocatură. Jegosule care ești. Da? Beizadea de securist. O să revii în avocatură și o să stai și tu cu curul pe aceeași bancă tare. Asta e respectul pentru cetățean. Du-te în Statele Unite, du-te în Anglia, în orice sală de judecată în Anglia. O să vezi că toate băncile fără discriminare sunt capitonate la fel. Și a judecătorului, și a procurorului, și a grefierului, și a acuzatului, da? Și inclusiv a avocatului și a publicului. De ce nu se poate la noi? Păi e rezistența asta. Băi, dacă nu umilim un pic omul, dacă nu facem să se simtă că el e de mâna a doua, iar tu funcționar sau ce dracu ești, ești acolo peste respectivul și scuip semințe în cap, nu te simți bine, nene. Nu te simți bine. E chestia asta, infatoarea asta de a te simți șmecher. Că, și asta o vezi și în trafic, da? Lipsă de respect. Povesteam lui nevastă, păi bă, nene, eu de fiecare dată când conduc în Anglia, în toată Europa, în Austria, în Germania, în Franța, oriunde, băi, sunt străduțele mici înguste, Italia, nu mai zic, și italienii zici că sunt ca noi. Băi, există respect, oamenii, te vede că vrei să te bagi de pe ordinea asta, te lasă, bă, să te bagi. În România nu o să vezi așa ceva. În România suntem javre unii cu alții. Da? E o competiție infectă. Parcă nu suntem toți de o mamă români, avem o țară, România. De asta noi ne merităm, să știți, vine o pedeapsă de asta peste România, o suferință mare, ca să ajungem să învățăm, să reînvățăm să fim oameni. Nu mai există umanitate în poporul ăsta. Da, toți ar vrea să fie bine, dar când îi vezi cum se comportă, pe cum să-ți dea, bă, ție Dumnezeu bine? Când tu ești o jigodie, ești un animal, o javră, un dușman al fratelui tău, al celuilalt care e lângă tine. Da? Ești în stare să calci peste el, să-l lovești, să-i faci numai să... Și n-are nicio miză, de cele mai multe ori, pur și simplu, este răutate pură, este mojicie, tupeu, ordinar, adică niște chestii de... Nici măcar nu poți dai vina pe țigani. Că ne-am țiganizat sau că mai sunt unii care zic, nu, asta nu-i caracteristică poporului român, lasă-mă, mă, prietene, asta am luat-o și de la turci, și de la fanarios, de la greci, de la toți aia care au trecut pe aici, cele mai rele lucruri le-am luat. Asta este problema noastră. Da? Și peste toate astea am mai pus și noi ceva, că nu trebuie să mai idealizăm așa portretul românului, primitor, cu pâine și cu sare, niște oameni extraordinari. E extraordinar, dar atenție la buzunare când ajungi pe aeroport, că s-ar putea să te facă. Adică, și uite, chiar dacă sunt atât de critic la adresa confraților noștri, a conaționalilor și inclusiv la mea însă, da, că nu poți să trăiești în apă fără să te uzi, ca să supraviețuiești, eu vă spun un lucru, că țara asta are un potențial. Potențialul pe care eu îl văd este... Că dacă până acum alogenii ăștia, nenorociți ăștia care ne-au ținut sub talpă comunistă, cu toate, deci noi suntem de din anii 40 până acum, din 45 până acum, deci de aproape 100 de ani, 90 de ani, 89 de ani, am fost ținuți sub această ideologie nenorocită care a inversat valorile. Da? A fost decapitat orice principiu valoric, adică că până la urmă burghezia aia și intelectualitatea nu ar fi fost ei intelectuali și burghezi pentru că așa s-au născut toți. Unii au muncit pentru chestia aia și au ajuns acolo unde erau și au reușit să se mențină pe merit. Și vine, deci, sistemul comunist asta a distrus în primul rând meritocrația la nivel social. Și au pus niște lepre, cum știți foarte bine, în satele cu colectivizarea, ia să vedem pe cine punem primar. Pe bețivul satului, pe hoțul satului, adică ăia care erau țăranii săraci. Bă, da, de ce era ăla sărat? Păi era bețiv și a băut toată averea. Nu era muncitor, nu ieșea la câmp, nu făcea niciun... Da? Avea o târlă de copii și era săracul satului. Pe ăla l-au pus. Da? Deci o inversare a valorilor cum nu s-a mai văzut nicăieri. Asta înseamnă să bulibășești o societate întreagă. Asta se întâmplă acum cu Black Lives Matter, cu toate astea, sunt aceleași teze comuniste,
de inversare a valorilor impuse cu forța în societatea noastră. Da? Să dăm drepturi minorităților și ajunge minoritatea să fie, să aibă mai multe drepturi decât majoritatea. Adică ceea ce astăzi se numește discriminare pozitivă. Vă place ce termen frumos a găsit? Asta este societatea noastră modernă. Și de aia totul este disfuncțional. Totul merge așa, într-un fel de dorul Elii, într-o derivă totală, societatea. Nu te mai miră, bă, nu te miră când auzi că procurorii au anchetat un departament al unui minister fantomă. Știi ce e aia? Adică el exista așa, era trecut în organigramă, era bugetat, era finanțat, ca să spunem așa, dar el nu exista în realitate. Adică avea angajați, luau salarii, dar oamenii aia nu veneau niciodată la muncă. Și aveau și fișe de activitate și făceau. Nu, n-aveau nimic, nu exista absolut nimic, exista doar un director care cumula și alte funcții de la alte chestii. Și s-a descoperit că s-au dat unii pe alții ca proști în gât, s-a descoperit mânăria asta ordinară, la fel Ministerul Afacerilor Externe, adică MAE, da? MAE ăla care ne reprezintă pe noi, da? Tot așa un cuib de sinecuriști, de securiști, oameni care unii nu dădeau cu anii pe la muncă. Nu, dar ăia sunt nepotul ăla, vărul ăla... Da, nu e vorba de asta, știi cum spunea nu știu care, polițist, gingină sau ăla. Cea, dai într-un, dai în toți. Da, deci dai în tot, în tot neamul, dacă ai dat într-un. Se acoperă, se ajută, nu da. E chiar așa. E, cum să desfaci genul ăsta de șerpăraie în care toată lumea este încârligată, îmbârligată cu toată lumea? Cum spunea aia, păi la Tarom, frate, toți sunt veri, frați, cunați, etc. Și mai te duci să dai tu da? Tânăr pe examen, pe post. Pe post. Adică asta este... Exact opusul meritocrației, adică a impunerii valorii, a competenței. Unde bă competență și valoare? Când prostul ăla, cum spunea astăzi un polițist la audierea la care am fost, mi-am mâncat jumătate de zi, zicea, Doamne ferește să te duci în spital, să naști, să te operezi de urgență sau să ai vreo problemă cea mai mică de sărbători, că sunt zilele astea de sărbători. Nu, nu că nu-i nimeni. Îi nimerești pe aia, luazele, te operează femeia de serviciu. S-ar putea să ai șanse mai mari chiar cu femeia de serviciu decât cu rezidentul care, da, care și-a luat pe șpagă gradele și notele. Da? Deci ca asta e vorba. Că ei dau un povestea, noi ceea ce avem aici, și eu citesc dosarul și eu îmi dau seama. Ăștia care zic, ia uite-te bă în calendar, ia să vedem. Spun pariu că faptul asta a avut loc. Malpraxisul ăsta medical a avut loc în weekend sau în perioadă de sărbători și așa era, pentru că profesorii, doctorii plini, șefii ăștia sunt plecați, prietene, nu? N-are obligația să asigure gardă și nu știu ce. Pe hârtie el e prezent, e salariu, dar în realitate l-a lăsat pe pulic acolo să facă tria și nu știu ce. Da, o aștept. De asta zic că numai cu un pumn de fier, nene, numai cu pedepse exemplare și mai ales cu exemple personale foarte bune, de pozitive, da? De hărnicie, de corectitudine, putem să salvăm țara asta. Noi avem material bun, dar dacă ni s-au oferit până acum doar exemple de japițe de succes, da? Și ni s-a arătat că asta este calea ca să, așa, oamenii au apucat pe calea asta, ce să facă? Mentalitatea de turmă, spiritul de oi. Ce vrei să faci? Mă uitam, tineri judecători, intrați în... Am chiar câțiva prieteni care au fost avocați, au muncit ca avocați, ne-am colaborat și acum sunt judecători. Nu spun pe unde sunt, că n-are sens, că nu vreau să fie vânați din cauza mea. Dar ne mai vedem la câte o chermez, la câte o e de asta și povestim. Ia zi, frate, cum e acum judecător? Cum să fie, frate? Păi e dezastru, e balamuc, e nenorocire, e... Și după două pahare de vin, omul începe să-ți povestească. Înțelegeți? Și se plânge. Majoritatea se îmbolnăvesc de ulcer. Majoritatea încep să, cu depresiile, cu băutura, cu drogurile, da? Încep cu problemele mari, da? Dezastru familiar, n-au. Își iau de muncă acasă, în weekend,
își iau în vacanță, sunt în permanență amenințați cu inspecția judiciară de către șefi. Adică e măcel ca să reziști în sistemul judiciar 15 ani, stagiu de cotizare minim, păi te îmbătrânește cât 30, tăticu. Deci eu mi-am dat seama, eu am văzut pe băieții ăștia, am văzut și o colegă, băi, sunt îmbătrâniți. Și stres ca la balamuc. De ce? Că funcționează doar sistemul ăsta. Vrei în oraș, într-un oraș mai răsărit? Pe delegare, asta înseamnă șpagă sau combinație. Adică juri loialitate unui șefuleț, da? Devii vasalul cuiva. Și ăla te ține pe delegare atâta timp cât îi servești intereselor, adică dai soluțiile pe care ți le dictează el. Scurt. Da? Știți care este singurul gând cu care se mângâie acești mici ticăloși? Că eu așa le zic. Ești un mic ticălos, mă. Adică e alint, așa. Adică de ce te duci, mă, acolo ca să-ți vin sufletul pe un căcat? Da? Doar ca să zică lumea domn judecător sau domn procuror. Ei se mângâie cu gândul. Lasă, domnule, că nu dau eu soluția finală, că are omul dreptul și la apel și așa. Da, mă, da. De cele mai multe ori, 90% din cazuri, cum pleacă dosarul de la tine, așa moare. Nu se mai uită nici dracul la el. Și asta, oamenii participă la acest mecanism oribil al suferinței, da? Și nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea. Lasă-mă, că nu știu ce, lasă-mă. Toți zic, lasă. Exact cum era meme-ul ăla cu ăia care băteau pe Hristos în cuie. Păi, mă dă afară dacă nu fac ce nici. M-a obligat, mă, aia. Bă, dar chiar toți suntem o națiune de oameni obligați să facem răul? Nu putem să spunem nu? Sau măcar să luăm partea celor care se ridică și bat cu pumnul masă și zic ajunge, mă, gata cu golănia. Uite, nu mai refuz să mai ascult ordinele care le primesc de la șefi, de la șefi imbecili. Știu pe cineva care lucra în Ministerul de Finanțe, a venit nou șef, numit politic, PNL. Băieți, asta era veche povestea, că de-aia îmi și permit să o povestesc. Băieți, adunați-vă aici, ia, luați dosarele astea. Ce-i cu dosarele astea, frate? Păi, sunt dosarele pe care ce, trebuie să le lucrăm? Nu trebuie să le lucrați. Era imediat după 2008 cu boom-ul financiar, toți golanii care făcuseră combinații cu terenuri și acumulaseră pe persoană fizică niște datorii la bugetul de stat uriașe, impozite, da? Taxe și impozite, plăți care trebuiau făcute către stat. Știți că unele erau cu reținere la sursă, care le opreau notarii, dar mai erau niște taxe care evident că nu fuseseră plătite. Și ce face șeful cu ele? Păi le lăsați să le prescrieți. Păi cum să le lăsați să prescriu? Că dacă se prescriu la mine pe semnătura mea, codul de procedură fiscală zice că funcționarul pe mâna căruia să prescrie dosarul răspunde patrimonial pentru prejudiciu așa. Și ce înseamnă să-l ții să se prescrie? Înseamnă să-l ții la sertar să nu faci nici măcar o notificare, adică să nu întrerupi termenul de prescripție. Știți ce s-a întâmplat? Un singur om și-a dat demisia. A zis, eu nu accept așa ceva și și-a dat demisia de frică. Pentru că șeful a zis, lasă-mă cât sunt eu șef aici, nu vi se întâmplă nimic. Ați văzut vreun caz să îi se atragă vreunea dintre voi răspunderea? Așa a fost dialogul. E, un singur om a zis, domne, matale, astăzi ești, mâine nu mai ești, că ești politic, poate mâine vine PSD-ul. Da? Și atunci, la revedere, uitați demisia mea. N-au scăpat de el, l-au mutat la alt departament, nu mai erau la conectare, l-au băgat la altceva, da? La inspecție, căcat, nu știu. Dar, principiul a rămas. Întrebare, la marii datornici, căutați pe net, sunt listele cu marii datornici, Videanu, Golumbeanu, toate familiile astea de boieri, de șmecheri, inclusiv ăsta, cum îl cheamă, Becali, da? Toți ăștia care au făcut afaceri pe imobiliare, pe terenuri, perioada aia de au rupt, ia uitați-vă, listele care apăreau pe atunci în ziare, ANAF-ul, mari datornici persoane fizice, 2008, au plătit ceva? S-au prescris. Prescripția la creanțe fiscale 5 ani sau, în cazul excepțional, 10 ani. Au trecut anii aia, băieții n-au dat un leu la buget. Iar pe tine, dacă ți-ai luat amendă cu mască sau cu astea, te execută, frate, ți-a casa. Asta e România. Da? Iar băieții ăștia care
lucrează în sistemul ăsta, acum sunt pe plajă, sunt pe undeva, ori la Bulgari, ori să plimbă pe acolo. Bine, cam bate vântul, le e frig. Dar unii poate sunt chiar prin zone mai socotite, mai frumoase, așa, până Dubai, până... Că au de unde, nu? Nu știu dacă până Dubai poți să mergi cu voucherele de la noi de vacanță. Da? Vorba aia, de ce nu? Și te miri de ce merge prost în România. Nu merge, mă, prost, merge foarte bine. Merge prost pentru aia care n-au loc în sistem. Toată lumea ar vrea să-și angajeze copilul la stat. E concurență, sunt niște șpăgi imense. Dacă o să vă uitați, ultimele dosare ale DNA-ului sunt în permanență în legătură cu statul. Ăla care a fost trimis în judecată că a vrut să angajeze pe ambulanță, șofer pe ambulanță. Că important e nu cum intri, să intri măcar în sistem, că după aia schimbi tu locul. La primării, cum era doamna Firea? Doamna Firea a făcut societățile alea de, ale primăriei, capitalei, da? Mi-a povestit niște țigani, domne, zice, veneau la noi ăștia de la primărie, hai mă, care vreți să fiți pe listă? Angajați la primărie, la societatea primăriei, erau tot așa fictivi pe listă, se luau banii, ei primeau 20% din așa zisul salariu și restul intrau în buzunarul celor care au făcut șmecheria. Da? Cu angajări fictive. Bă, dar câtă poftă, bă, câtă lăcomie, mă, câtă nenorocire. Ați văzut voi vreunul dintre dosarele cu gropi de gunoi, cu combinațiile astea, cu gunoaiele aduse de afară, cu acești angajați fictivi, să ajungă să-i vedem noi pe acești ticăloși în cătușe vreodată? Știți de ce nu-i vedem? Că nu mai avem procurori și judecători curajoși. Când un procuror sau un judecător curajos nu acceptă ordinul și face cum consideră el că e corect, este dat afară din magistratură. Uite, chiar acum, perioada asta, avem magistrați care se judecă pentru a patra oară. Uite, ăsta, cum îl cheamă, ăsta care era cu Monica Macovei, șoricelul ăsta cu ochelari, și-a câștigat reintrarea magistratura a patra oară. A patra oară. Deci de patru ori l-au dat afară și a fost și membru CSM, nu mai știu cum îl chema, da? Bă, te întrebi, e o problemă la nivel național. Trăim vremurile din urmă în care se impun antivalorile, toți căcănarii. Ați văzut vreo reacție din partea corpului magistraților din România, asociațiile de judecători sau procurori? Pentru că excluderile astea sunt trecute sub tăcere și în general sunt aplaudate de publicațiile care încasează bani de la inculpați, cum e Lumea Justiției. Savaliuc, contractele lui sunt cu șeful, cu Duță, ăla de la, s-a și demonstrat, cu șeful de la Casa de Asigurări de Sănătate, care a devalizat 6,5 milioane de euro și a luat 6 ani. Bă, 1 milion pe an, sincer, m-aș duce și eu să stau, că se fac 8 luni la an, o iei ca pe vacanță și rămâi cu milioane. Adică nu vă supărați, dar asta este golănie. Și dacă nu se găseau două judecătoare care să-i pună capac în apel, da, Guluțanu și Panioglu, omul era liber și acum ne râdea nas. El și securiștii din spatele lui care l-au... Că el e de fapt o marionetă. Dar uite că marioneta momentan e, stai o tură. Stă 6 ture. Și băieții ăștia sunt rotiți în sistem. Îl mută de colo-colo, de colo-colo, da, mai devalizează un pic în regia autonomă cu tare, mai mută în Consiliul de administrare la nu știu ce regie alta și tot așa. Și sunt unii care sunt specialiști în devalizat banul public și nu li se întâmplă nimic de 100 de ani. Iar judecătoarele astea de care v-am spus, pentru a patra oară sunt acum la înalta curte, încearcă să-și câștige dreptatea și să anuleze deciziile de excludere din magistratură. Păi de-aia te-ai făcut, mă, magistrat, ca să te judești cu sistemul, cu propriul sistem care nu-ți acceptă ideea de inamovibilitate și de independența judecătorului? Băi, unde sunt organizațiile alea civice? Unde sunt useriștii aia care țipau? Să văd și eu apărăm justiția, nu? Că ziceau noaptea ca hoții și... Unde sunt asociațiile de magistrați din străinătate? Dar unde sunt astea din România? Să țipe, să zică, băi,
Până aici, frate, v-ați luat, loviți într-unul, loviți în toți. Adică nu văd o unitate între magistrații din România atunci când unul dintre ei este supus unui abuz. Îmi pare rău să o spun, dar sunteți niște lași, tovarăși. Da? Vă luați poziția ghiocelului imediat cum se primește ordinul. Păi ce de dracu să aibă, mă, încredere în sistemul ăsta de justiție? Asta este. Am zis ce aveam de a zis. Sper să vină Diana, că nu de nebună țipă, să decapiteze acest sistem, să vă ia, să vă ducă la gârlă, la pușcărie, la mina de sare, la canalul București-Dunăre, nu știu, oriunde. Că numai munca o să scoată oameni din voi.